Ciocanul hugenoților. Autor Douglas Bond. Ziduri întărite. Nu înțeleg o vorbă din ce spune omul acesta, se gândi Filip, încrucișindu-și brațele și sprijinindu-se de o coloană de piatră îmbătrânită de vreme, una dintre cele șase care înconjurau nava bisericii. Trecuseră câteva luni și era duminică dimineața. Aerul era luminos și clar. Ploaia ropotise din greu toată noaptea, dar la înălțarea soarelui pe cer, dimineața de vreme, lumea părea proaspăt îmbăiată, curată și strălucitoare. Maurice și Sophie îl invitaseră pe Philip să vină cu ei la serviciul de închinare. Îl invitau aproape de fiecare dată să vină cu ei. Când nu găsea motive întemeiate să îi refuze, accepta, fără tragere de inimă, chiar dacă îl sâcâia îngrijorarea că va fi asociat cu cei asemenea lor. De când auzise despre incidentul sângeros de la Amboise, imaginația lui îl chinuia cu speculații sumbre despre ce i s-ar putea întâmpla dacă ar fi prins alături de hugenoți. Cu toate acestea, împotriva voinței sale, în această dimineață acceptase. Se trezi stând alături de Maurice, sprijinit de o coloană rece din Notre Dame de șablon. Era o biserică veche, întunecată, construită în 1260, de către Sfântul Ludovic, înaintea zidurilor fortificate din jurul cetății. Fusese multă vreme centrul slujbelor romano-catolice, dar lucrurile se schimbau în Aigues Mortes, se schimbau, așa auzise Philip, cam peste tot în Franța. Catârii încărcați cu cărți veniseră din Geneva în sud, biblii, saltiri, tratate teologice, comentarii ale cărților Bibliei, predici tipărite ale lui Jean Calvin, Martin Luther, Pierre Viret, toate în franceză. Odată cu cărțile veniseră învățători și predicatori, proclamând ceea ce ei numeau Evanghelia. Oamenii se adunau în centrul satelor din toată regiunea ca să audă această veste bună. Veneau ca niște cai sălbatici înspre apă, într-o zi torită de august. Micul nostru oraș al apelor moarte, îi plăcea domnului Benet să spună, a devenit prin harul lui Dumnezeu un izvor de apă vie. Da. Lucrurile se schimbau între zidurile cetății Aigues Mortes. Filip era zăpăcit de toate acestea, dar înțelesese că atât de mulți intraseră sub influența acestei vești bune, încât preoții catolici, călugării și frații aproape că dispăruseră, cedând bisericile cu ciudă hugenoților. Analizând din priviri biserica, Filip clătină din cap. Nu va înțelege niciodată schimbările statuiei Maria, crucifixul de deasupra altarului, lumânările, tămâia, preoții în hainele lor dichisite, latina, toate fuseseră înlăturate. Acum era doar o biserică goală de piatră, construită cu secole în urmă. Scutură din cap. Tot ce făceau hugenoții îl nedumerea, dar nimic mai mult decât cântatul lor. Dumnezeu se ridică, dușmanii lui se risipesc și cei care îl urăsc fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu.
Sutele de voci cântând împreună răsunau între zidurile antice de piatră ale bisericii. Filip se încruntă. La Amboise, Dumnezeu nu s-a ridicat în numele acelor hughenoți. Totuși, cei de aici cântau ca și când ar fi făcut-o. Cutele îi se adânciră pe frunte. Mai era încă și altceva ce nu putea el să înțeleagă. În mănăstirea de pe dealurile de lângă Arles, de unde avea primele amintiri clare, deși uneori mai erau și unele străfulgerări descumpănitoare, chiar mai departe din trecut, călugărițele cântau doar în latină. Era plăcut să asculți vocile lor clare, crescând și împletindu-se una cu alta, reverberând din piatra boltită mult deasupra lor în capela mănăstirii. Filip nu avea nimic altceva de făcut decât să asculte minunatele sunete. Iată ce-l punea în uimire cu privire la cântatul hughenoților. Cel care conducea cântarea intona primul vers al psalmului în franceză și apoi aștepta ca întreaga obște să cânte după el în franceză. Asta era atât de ciudat și presupunea mult mai multă muncă și efort. Filip se uită în jur la adunare. Copii mici, femei, țărani solizi, muncitori îmbrăcați în tunici aspre de lână, încălțați cu saboți de lemn butucănoși. Meșteșugari pricepuți ca domnul Benet și familiile lor, îmbrăcați toți în pânzeturi fine. Negustori în costume de damasc brodate cu satin strălucitor. Membrii ai nobilimii îmbrăcați în mătase. Bărbați din consiliul local cu nevestele și copiii lor. O amestecătură de francezi pe care nu și-ar fi putut imagina să-i vadă vreodată în viața lui sub același acoperiș. Pentru o clipă gândul îi zbură la îndepărtatul Amboise, la tragedie. Sudul era departe, dar oare văzuse careva dintre cei prezenți măcelul? Fugind, abia scăpând cu viață, oare văzuse careva dintre bărbații de aici grozăvia? Nici nu mai conta. Nu erau chiar atât de pricepuți la cântat. Cu siguranță însă cântau destul de tare, chiar prea tare la notele înalte. Călugării cântau cu mai mult talent și cu stăpânire de sine. Dar aici cântau cu toții, fie că se pricepeau sau nu. Mai degrabă nu, o reflectă Filip. Ba, chiar mai mult, era forțat să asculte înțelesul cuvintelor. Găsea că este o distragere deranjantă de la a se bucura de sunetul muzicii. Cântau pur și simplu fals. Cu toate celelalte neajunsuri, călugărițele din mănăstire au fost întotdeauna cântărețe bune și îi auzise și pe călugări cântând în corul de la Biserica cea Mare a Sfântului Trofim din Arles. La auzul vocilor lor minunate, i se înmuiaseră genunchii. Și acest gest era un fel de a cânta împreună cu ei. Se încruntă dezorientat. Cântă! Îi șopti Moris, înghiontindu-l în coaste și făcându-i semn către altarul de unde conducătorul părea pe punctul de a mai începe un psalm. Moris îl îmboldi. Este psalmul 118. Cântă! Dar nu era o blasfemie să cânți cuvintele divine în franceză? Filip avea o amintire vagă despre o cărare dintr-un joc care te ducea la pierzare dacă ai fi cântat în franceză. Din când în când, și alte mișcări greșite din jocul labirintic îi veneau în minte și îl bântuiau.
În răstimpuri, câte un călugăr răsleț se întorcea între meterețele medievale ale cetății Aigues-Mortes și se opunea cântatului de psalmi în franceză și a altor rele aduse de reformă. Cu toate acestea, Filip murmură cuvintele alături de Maurice și Sophie. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Când ultimele note ale psalmului s-au stins, slujitorul îmbrăcat în negru a urcat la amvon cu o Biblie ținută sub braț. Probabil era în franceză, la fel ca psaltirea din care cântaseră. După ce a scrutat chipurile celor prezenți, privirea preotului se schimbă. Filip genu în sinea lui. Omul era pe cale să înceapă să se roage. Panicat se uită în dreapta și în stânga. Îi putea spune lui Maurice că are nevoie la toaletă. Odată eliberat de slujba hughenoților, putea să petreacă următoarea oră plimbându-se pe zidul fortificat din Aigues-Mortes, explorând turnurile robuste care de secole păzeau locuitorii de inamici. Putea să se uite după corăbiile aflate departe pe mare. Putea număra păsările flamingo, orice altceva, numai nu rugăciunile hughenoților. Înainte ca Filip să se gândească la o modalitate convingătoare de a ieși de la slujbă, pastorul le-a spus că are o poveste pe care este nerăbdător să le-o spună înainte de a se ruga. În ultimii 5 ani, Dumnezeu a făcut o lucrare minunată în Franța. A început el. Aproape că nu există o regiune în Franța unde Domnul nostru să nu fi ridicat o biserică ca aceasta, proclamând lumina și libertatea Evangheliei Harului prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Desigur, dușmanii Evangheliei scrâșnesc din dinți și se înfurie împotriva Bisericii lui Hristos, iar persecuțiile crude abundă. Cu toate acestea, știm că biserica nu triumfă niciodată decât sub cruce. Una dintre ultimele izbânzi a avut loc în stâncoșii Svenu, cu care ne învecinăm la nord, în satul cultivator de mătase al Anduzei. Acolo a existat o biserică persecutată care s-a întrunit pe furiș anii de zile, în locuri pustii, neumblate, în peșteri, în șuri și pe dealurile stâncoase. Unii dintre voi ați auzit cum în 1547 un călugăr, acum un urmaș liber al lui Hristos, care nu mai este înrobit de așa zisul vicar al lui Hristos, acest călugăr, așadar, a intrat cu îndrăzneală în biserica romană din Anduze și a predicat vestea bună. Convinși prin harul Duhului Sfânt de păcatele lor, sute de locuitori s-au pocăit de greșelile lor și au mărturisit credința în Hristos Iisus, inclusiv nobilul conducător, domnul Père Boudet și familia sa. Nu după mult timp, unul dintre fiii săi, arhidiacon la catedrala de la Nîmes, a renunțat la stilul său de viață și a fugit la Geneva pentru a se pregăti pentru slujire împreună cu Jean Calvin. S-a întors apoi ca pastor în orașul său natal, Anduz. Pastorul Père Boudet a fost atât de îndrăgit pentru propovăduirea lui plină de pasiune a Evangheliei și pentru păstorirea dedicată a turmei de credincioși, încât congregația a început să-l numească Domnul Anduze. Ne bucurăm împreună cu frații noștri de acolo. Mii dintre ei și-au pus credința lor în Domnul Iisus. Doar 3 familii din Anduze au rămas cu încăpățânare sub întunericul și tradițiile papalității. În plus,
În 20 iunie 1560, Biserica Reformată din Andouze, știind prea bine care ar putea fi prețul, a declarat în mod deschis că este biserica adevărată și credincioasă a lui Iisus Hristos în acel oraș, oraș numit acum de mulți La Petite Genève. Pastorul făcu o scurtă pauză, iar zâmbetul îi se stinse. Apoi continua. Oamenii din Andouze sunt la ora actuală ocupați cu construirea zidurilor de apărare ale cetății. Dușmanii crucii nu vor rămâne tăcuți multă vreme. Imagini cu trupuri atârnând de pe fortificațiile castelului Ambuz îi trecură lui Filip prin minte. Cu siguranță asta nu se putea întâmpla la Eghemurte. Erau puține cetăți mai bine fortificate, 16 turnuri strategic amplasate, cu pereții rotunzi și groși ai Tour de Constans, mai înalt decât toate celelalte, impozant și auster. Păzită de mare pe două laturi și printr-un șanț de netrecut pe celelalte două, zidurile care înconjurau orașul aveau o grosime de 5 metri și jumătate. Nici măcar un atac susținut al artileriei grele nu ar fi putut să le străpungă. Cu siguranță, niciun inamic nu ar fi fost într-atât de prost încât să încerce un atac asupra cetății Eghemurte. Cu siguranță. În vreme ce Filip făcea inventarul mental al liniilor de apărare de care avea parte Eghemurte, pastorul își continuă relatarea. În timp ce Andouze se pregătește pentru atacurile dușmanilor crucii, crucea înaintează peste tot în sudul Franței, în orașele Poitiers, Angers, Loudun, Meaux și în Normandia. În orașul Rouen, un tânăr bărbat din Geneva s-a urcat pe un scaun în fața catedralei și a început să predice Evanghelia. În scurtă vreme, 7.000 de oameni s-au înghesuit în piață ca să-l asculte. De îndată ce s-a răspândit vestea despre această adunare, 500 de cavaleri hughenoți înarmați s-au organizat roată în jurul mulțimii, adunate pe neașteptate, pentru a-i păzi. Suntem informați că Dumnezeu, prin harul său, a ridicat mai mult de 1200 de biserici care proclamă învățătura curată a Evangheliei pretutindeni în Franța. Toate cresc. Multe sunt deja comunități mari, mult prea mari pentru a se ascunde în peșteri și șoproane. Ne bucurăm. Aceasta este numai lucrarea lui Dumnezeu. Totuși, există o suferință crudă a poporului lui Dumnezeu? Când dușmanii crucii uneltesc pentru a răsturna Biserica lui Hristos din Franța. Iată de ce, cu inimii mulțumitoare, trebuie să ne rugăm cu seriozitate pentru propășirea și ocrotirea bisericii noastre asediate. Filip slobozi un prelung suspin din colțul gurii. Iar începem, se gândi. Rugăciune, rugăciune, rugăciune. Asta era tot ce îi se părea că făceau hughenoții. De parcă Dumnezeu nu avea nimic mai bun de făcut decât să le asculte lor rugăciunile. Suntem pe deplin conștienți de cât de slabi și nemernici suntem. În prezența lui Dumnezeu suntem niște păcătoși jalnici. Vorbește pentru tine, se gândi Filip. Poate că tu ești slab și nemernic, un păcătos jalnic, dar nu arunca asta și asupra mea. În prezența lui Dumnezeu cu toții suntem niște păcătoși nenorociți, repetă pastorul de parcă ar fi citit gândurile lui Filip. Iar în fața oamenilor, suntem cei mai disprețuiți. Asta pentru că țineți să faceți lucrurile cum vreți voi, gândi Filip. Ce este atât de greșit cu felul în care preoții au făcut din totdeauna treburile în biserică? Uitându-se înspre Maurice și Sophie,
la mama și la tatăl lor, știa că nu ar putea niciodată să dea glas gândurilor lui în fața lor. Apoi, pentru o clipă, simți crescându-i în piept ceva asemănător cu spaima. Dacă familia de Gu sau Catherine de Medicin nu erau încă mulțumiți? 1200 de hughenoți fusese rămăcelăriți în Amboa cu doar puțină vreme în urmă. Dacă era doar începutul? Un fior străbătu ființa lui Filip la acest gând. Închiții din greu, uitându-se în jur la mulțimea adunată și minunându-se. Se simțea ca un mistreț încolțit la vânătoare. Nu exista cale de scăpare. Își strânse ochii și își înclină capul. Poate că rugăciunea nu era o idee atât de rea în cele din urmă. Înaintea lui Dumnezeu nu stă în picioare nimic prin care să putem fi mântuiți, decât mila lui, prin care, fără vreun merit al nostru, avem acces la nădejdea salvării eterne. Filip se minună de rugăciunea pastorului. Cum vine asta? Căzu el pe gânduri. Dacă nu ne câștigăm mântuirea prin meritele noastre, la ce mai folosește să încerci să fii bun? Ce fel de religie ar învăța o astfel de tumpenie? Pastorul continuă. Cauza pentru care pledăm este cea a tuturor evlavioșilor și, prin urmare, chiar a lui Hristos. Și cu toate acestea, de la un capăt la celălalt al Franței, cauza lui Iisus zace în disperare, sfâșiată și zdrobită în picioare cu înverșunare de către tirania celor răi. O, Doamne, adevărul lui Hristos, biserica ta persecutată este aproape înfrântă și risipită, îngropată fără speranță, nimicită din cauza măcelurilor nemiloase, dusă în exil, amuțită de teroare, abia reușind să mai răsufle. Deși încerca să se stăpânească, Filip nu putea să rămână nepăsător la cuvintele bărbatului. Măceluri nemiloase, abia reușind să mai sufle. Ori de câte ori se gândea la cumplitul masacru de la Amboise, avea impresia că abia mai putea să respire. Simțea la fel și acum. Și totuși, triumfăm în slăbiciunile noastre, continuă vocea pastorului. Doctrina noastră trebuie să rămână nobilă deasupra oricărei glorii a lumii, invincibilă în fața puterilor ei, pentru că nu este a noastră, ci este adevărul Dumnezeului celui viu și al unsului pe care Tatăl l-a pus rege, al Franței și al întregii lumii. Maranata, amin. Odată isprăvită rugăciunea, tânărul pastor își deschise solemnă Biblia și citi textul din primul psalm. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Când termină de citit psalmul, se uită scrutător la cei din adunare. Totul era în franceză. Cântatul, rugăciunea, citirea Bibliei și acum predica va fi și ea în limba înțeleasă de toți țăranii. Filip aruncă din nou o privire neliniștită înapoi a sa spre intrarea principală a bisericii, poarta cea mare de sejar cu uși duble închise, cu fermitate în spatele lor, pe partea vestică. În ciuda nedumeririi sale și a nodului din stomac, Filip nu-și putea reține admirația față de pastorul Leclerc. Era în același timp un om împătat și cu un umor sănătos, școlit sub îndrumarea lui Jean Calvin în Geneva și, la fel ca profesorul său, era un om al sentimentelor și al imaginației. Așa spunea oricine despre el.
Filip era nevoit să fie de acord. Din ceea ce putea spune până acum, pastorul Clerc părea într-adevăr un om cu o tărie de caracter de neclintit. Curajos în convingerile sale, dar și un om al blândeții și al bunătății. Din cele câteva ori în care Filip îl auzise pe pastor predicând, își dăduse seama că era ceva diferit la omul acesta. Cu toate că se știa că era un adevărat cărturar și că fusese căutat pentru posturi universitare remarcabile în Lausanne și Strasbourg, studiile sale nu ieșeau în evidență. Ca și atunci când un maestru instrumentist cântă la lira sa, iar muzica este atât de pură și încântătoare, încât ascultătorul uită că există un instrument sau un cântăreț. La fel era când pastorul Leclerc se ridica să predice. Era o lucire în ochii lui de parcă tocmai descoperise un mare tezaur și era peste măsură de nerăbdător să ia capacul și să împartă cu dărnicie splendorile din el, cu turma sa și cu oricine s-ar fi întâlnit. Uite aici o cunună de aur pentru tine, dragă femeie îmbătrânită de ani. Poftim și ție, tânăr drag, o sabie făurită cu migală. Ține și tu, dragă fată, o perlă de mare preț. Și pentru voi toți, vin și grâu din abundență, comori cu mult mai de preț decât rubinele și diamantele, aurul și argintul. Ascultându-l pe pastorul Leclerc, aveai întotdeauna impresia că asta face. Astăzi vom începe studiul nostru asupra psalmilor. Cuvintele pastorului întrerupseră șirul gândurilor lui Filip. Unii ar putea întreba, de ce să studiem cuvintele antice ale unui evreu, mort de mult, când avem acum Sfânta Evanghelie în mâinile noastre, cuvintele pline de har ale Regelui Regilor? Sigur nu vom găsi în această carte de poezie prea mult din adevărul Evangheliei. N-ar fi mai bine să o punem deoparte și să învățăm despre Mântuitorul? Ah, exact despre el vreau să vă vorbesc. În aceste explicații ale psalmilor, continuă pastorul Leclerc, cu ajutorul lui Iisus Hristos, Domnul nostru, vom auzi într-adevăr despre Evanghelia ce avea să vină, doar că prin modele și umbre. Va fi cea mai mare bucurie, mângâiere și încântare care poate fi găsită în textele sacre ale Vechiului Testament, când îl observăm pe Hristos atât de minunat înfățișat acolo. El este soarele întregii scripturi. El este adevărata cheie care deschide casa comorilor divine. Firul de aur, întrezărit peste tot în Biblie. Doar prin lumina sa putem vedea lumina. Dragii mei, doar Hristos este lumina prin care înțelegem psalmii. Doar El este cheia înțelegerii lui David. Iisus este acela despre care a vorbit David. În timp ce asculta cuvintele pline de patos ale omului, un alt sunet începu să-i distragă atenția lui Filip. Când auzi pentru prima dată celălalt sunet, se gândi că este doar o rafală de vânt sau o scurtă și vișelioasă ploaie de primăvară care cădea pe acoperișul plumburiu al bisericii. Pulsul îi se acceleră brusc. Nu era vântul sau ploaia. Creștea în intensitate cu fiecare secundă. Sofie îl strânse de braț. Groaza-l copleși pe Filip. Maurice se întorsese și se încordă să înțeleagă de unde venea sunetul. Nu era vânt sau ploaie. Era clar acum, sau așa părea.
tropăiel decopite de cai pe caldarâmul de pietre, marșăluit de cisme, clinchet de arme și armuri, puzderie de sunete scârțietoare ale harnașamentelor de piele și zângăneli înfundate de lănci. Sunetul era tot mai puternic și mai aproape cu fiecare pas, sau așa dădea impresia. Toți cei prezenți își țineau respirația. Zgomotul rău prevestitor creștea tot mai mult. Filip simțea că se sufocă. Prin câtlejul lui îngustat, aerul nici nu intra și nici nu ieșea. Iar inima îi bubuia în urechi precum ciocanul lui Andre când se prăvălea pe nicovală peste fierul topit, lovitură după lovitură. Și apoi se întrerupse. La fel de brusc pe cum începuse, sunetul cam mărșăluitul a sute de cisme și a unor duzini de copite de cai se opri. Liniștea era mult mai înspăimântătoare decât fusese tărăboiul asurzitor de acum câteva clipe. Tocmai când Filip era sigur că ușile masive de stejar vor fi sparte în bucăți și măcelul va începe fără cale de scăpare, tocmai când credea că visurile îi erau spulberate și viața îi se va sfârși, pastorul Leclerc făcu ceva care avea să fie povestit și repovestit și cântat de către mulți. A început să cânte. În vreme ce în afara bisericii plutea o liniște atât de fragilă, încât cu siguranță urma să se spulbere ca vitraliile lovite de un bustugan, în biserica mică plutea vocea hotărâtă a tânărului pastor. Apoi vocea gravă a domnului Bene se alătură și apoi alta și alta, până când toată congregația cânta. Iar glasurile răsunau tot mai puternic. Fără să-și dea seama când, Filip se trezi cântând. Cântând ca și când însăși viața lui depindea de cântare. El vine îmbrăcat în flăcări arzătoare. Dreptatea și răzbunarea sunt numele lui. Priviți-i vrăjmașii, cum își pierd tăria, tot așa cum se topește ceara în fața focului. Filip nu știa câtă vreme au cântat așa. Au intonat psalm după psalm, din ce în ce mai tare, până când au răgușit. Totuși au continuat să cânte. Când în cele din urmă congregația a tăcut, pastorul a rostit binecuvântarea finală. Nimeni nu a făcut nicio mișcare, de parcă toată lumea se simțea protejată doar dacă rămâneau împreună, doar dacă rămâneau unii lângă alții, femeile și copiii în mijloc, băieții și bărbații înconjurându-i. Cuvintele pastorului Leclerc încă răsunau între bolțile de piatră. Acesta pășea apăsat și fără grabă pe culoar și deschise larg ușile de stejar. Era unul dintre cele mai curajoase gesturi la care Filip asistase vreodată. Pastorul cel zvelt se opri cu statura sa măruntă, în deschiderea ușilor, umbra sa venind spre ei pe lespezile de piatră lustruită ale bisericii. Se opri brusc, uitându-se în stânga și în dreapta. Curtea era goală. O pisică singuratică, vărgată, lovia cu o lăbuță picăturile de apă care se scurgeau de pe buzele de piatră ale unui bătrân din fântâna cetății. Auzind că se deschid ușile, pisica o zbughi spre pastor, lingându-și buzele și scuturându-și urechile. Și se frecă de pliurile robei lui de Geneva, cu ochii pe jumătate închiși de plăcere. Filip avea impresia că poate auzi pisica torcând. Tânărul pastor se aplecă și mângâie pisica, dar nu își luă ochii de la curtea bisericii. Apoi un zgomot. Filip își simți inima că îi stă în gât. Se auzea din nou.
Tăcerea era acum ruptă de tropăieli răsunătoare de copite de cai. Tropăieli! Ce se izbeau de caldarâm, de țipetele și vaietele oamenilor, țipete ce răsunau printre casele înguste de-a lungul străduțelor ce porneau de la biserică. Caii cu albul lor cumplit, cu coamele fluturând, mușcau cu dinții zăbalele. Cu fiecare sfărăitură nerăbdătoare a acestora, călăreții îi îmboldeau din pinteni înainte spre pastorul Leclerc, spre ușa bisericii și spre închinătorii dinăuntru. Călăreții înaintară unul lângă altul. Fiecare om purta o lance de lemn și se mișcau cu toții de parcă ar fi fost o singură forță, care se năpustea spre biserică și spre pastorul cel curajos, care stătea în picioare, de neclintit, blocând intrarea spre turma sa. Toate acestea le-a observat într-o clipită, dar perindate cu viteza melcului, cât să-i înghețe măduva noase. Și totuși, în acea fracțiune de secundă, Filip observase că aceștia nu erau soldați, așa cum se temuse. Nu erau echipați în armură, nu purtau scuturi și nu aveau tunici care să te lămurească de cine aparțineau și pe cine slujeau. Împrăștiindu-se în curtea din fața bisericii, caii și călăreții au rupt brusc rândurile, dându-se la o parte. În spatele lor, un al doilea șir de călăreți venea neabătut. Dar era ceva diferit. Trâns bine din ambele părți, împreună cu cel de-al doilea șir de cai albi, cu călăreții lor, galopau un taur. Era negru, cu spume la nas și la gură, cu copite late și despicate care izbeau pavajul și avea coarne mari, ascuțite și mortale. Călăreții care flancau taurul îl conduceau cu genunchii și cu lăncile, înghiontindu-l spre ușa bisericii. Femei și copii, strigă domnul Bene, vocea tunându-i peste hrămălaia copitelor răsunătoare. Sub arcade, faceți loc! Cu toată viteza, ieșiți cu toții din navă! Ce s-a întâmplat în următoarea clipă a fost spectaculos. De parcă ar fi repetat deja, bărbații și-au îndrumat repede femeile și copiii sub arcade în coridorul ce înconjoară altarul. Apoi s-au proptit în fața lor ca scuturi umane împotriva a ceea ce urma să vină. În acest timp, pastorul Leclerc a încercat să se retragă din curte și să închidă ușile bisericii, dar s-a oprit. Nu mai era vreme. Întorcându-se, omul și-a înfipt picioarele în pământ și și-a pus mâinile pe șolduri. Fornăind cu o mișcare nărăvașă din coarne, taurul și-a plecat capul și a înaintat. Să mergem, strigă Moris. Filip se simți tras spre ușă. Uitându-se către Moris, Filip o întrezări. Era acea privire care punea stăpânire pe el când imaginația i-o lua razna. Ocupă-te de pastor! Îi strigă peste umăr Moris lui Filip. Îi era dintr-o dată clar lui Filip ce avea în minte prietenul său. În timp ce el l-ar fi scos pe pastor din calea răului, Moris intenționa să se ocupe de taur. Și după privirea din ochii săi, planul îl încânta. Pastorul Leclerc era un om al cărților și al studiului, subțirel, așa că Filip, un tânăr robust, obișnuit cu uneltele și cu munca, reuși de îndată să-l îmbrâncească și apoi să-l tragă pe slujitor într-o zonă sigură. Între timp, fluturându-și frenetic brațele, Morris țâșni direct înspre fiară. Taurul ezită lovind cu copita în pământ. Morris se repezi apucându-se de coarnele lui. Derutați călăreții îl atâțău pe taur cu lăncile. Acesta își scutura capul dintr-o parte în alta, spumegând de furie.
Ținându-se de coarne ca să rămână în viață, Morris se bălămbânea înainte și înapoi ca o păpușă de cârpă. Fără să știe în mod conștient ce face sau de ce o făcea, Philip știa că oricât de puternic era prietenul său, Morris nu era pe măsura taurului. Nu mai putea să se țină multă vreme și când își va da drumul, fie avea să fie călcat sub copitele mari ale animalului înfuriat, fie avea să fie spintecat cu coarnele fiarei. Philip ezită, apoi se lansă. Niciunul n-aveți măcar puțină minte, spuse doamna Bune, de v-ați aruncat așa în calea taurului. Planul fiindu-le zădărnicit, călăreții au dispărut pe străzile înguste și pe porțile cetății Egemorte, lăsându-și taurul lui Morris și lui Philip și duzinii de băieți uniți grămadă. În cele din urmă au reușit să captureze animalul. Serviciul divin s-a încheiat, la fel ca închinarea antică, cu sacrificarea animalului cu sângele curgându-i pe stradă. A fost o slujbă demnă de ținut minte. Acum, zdruncinați în căruță pe drumul de ieșire din cetate, către casa Bene de pe canal, instinctele materne ale doamnei Bene ieșeau la iveală ca reproșuri. Fiecare învârtire a roților trimitea noi așchi de durere în trupul lui Philip. Morris, cu un ochi roșu și umflat, complet închis, stătea rânjind într-o parte. A fost un lucru nebunesc ceea ce ai făcut, Morris, și tu de asemenea, Philip, spuse ea mai potolită. În obrajii apărură bujori când spuse asta și Philip observă un zâmbet de încântare care însuțea aceste reproșuri. Nesăbuință, de fapt. Cât pe ce să primiți lovituri la cap sau chiar mai rău? Probabil că asta v-ar fi prins bine. O lovitură rapidă de la un taur înfuriat poate că v-ar fi băgat mințile în cap. Sunt momente, draga mea, zise domnul Bune, momente de cumpăr în care oamenii trebuie să-și asume riscul, să disprețuiască pericolele, să lepede precauțiile și să-și dezlănțuie puterea. Toate astea pentru binele celorlalți. Și astăzi, cred că a fost unul dintre acele momente. Rânjetul lui Morris se lăți și mai mult. Sophie râse. Mie mi s-a părut că lor mai degrabă le-a plăcut tot ce s-a petrecut. Tată, este normal să-ți placă așa de tare când lepezi precauția de dragul altora? Domnul Bene râse împreună cu ea. Poate că este una dintre cele mai mari satisfacții pe care Dumnezeu le oferă nobililor lui fii. Ei bine, nu știu ce să spun despre una ca asta. Nu se lăsă doamna Bene. Dar știu că după o intervenție atât de remarcabilă din partea providenței milostive a lui Dumnezeu, trebuie să sărbătorim. Avec un gâteau? Exclamă tânăra Bridget. Ador torturile! Scâncii ea. Căruța dădu într-o groapă adâncă. Philip gemu. Ar fi fost mai bine pentru el și Morris să meargă pe jos acasă. Nu era departe. Cu o pocnitură capul lui Dominic, băiețelul de 6 ani, se izbi de oiștea căruței. Matet! Matet! Mor! Țipă el. Zâmbind, Sophie își puse brațul în jurul frățiorului ei, mângâindu-i cârlionții și liniștindu-l. Gândește-te la vânătăile și la tăiturile de pe capul lui Morris și cel al lui Philip, îi spuse ea,
La cum s-au luptat în această zi cu un taur fioros? Poate că ar trebui să mâncăm tort, spuse mama lor. Și poate că Duminic nu va muri înainte să apuce să mănânce și el împreună cu noi, măcar un pic. Jem, Leugato, strigă micuțul băiat uitând de durerea de la cap. Vom mânca tortul cu recunoștință, cu cernică și voioșie față de Dumnezeu, completă domnul Bâne, cel care și-a scăpat biserica în această zi. De Livreton Egli, de Tumal. Medită Filip, amintindu-și cum se rugau adesea Moris și Sofie. Dar oare Dumnezeu fusese cel care salvase biserica astăzi? Moris era cel care se ocupase la urma urmelor de taur și domnul Bene însuși se îngrijise de siguranța tuturor celor din biserică. Cu toate că se simțise constrâns împotriva voinței sale, Filip se întreba dacă nu merita chiar și el câțiva lauri pentru rolul său în protejarea pastorului și pentru că l-a ajutat pe Moris în lupta lui cu taurul, până când bestia s-a supus. Și mai erau și ceilalți băieți, încurajați de exemplul lui Moris, care s-au cățărat pe taur, trântindu-l la pământ în cele din urmă. Privindu-și încruntat vânătăile, prea multe pentru a fi numărate, Filip avea alte întrebări în minte în acea zi. Când hughenoții se adunau pentru închinare, cine stabilea că ei erau adevărata biserică? Papa spune că sunt eretici, nu creștini adevărați. Cine avea dreptate? Filip simțea că trebuie să afle asta. Ba chiar mai mult, dacă Dumnezeu fusese cel care îi scăpase, de ce nu făcea întotdeauna asta? De ce a trebuit să fie hughenoții omorâți cu atâta cruzime la amboaze? Dacă Dumnezeu putuse să își salveze aleșii astăzi de niște bătăuși locali și de un taur, de ce nu i-a scăpat și pe cei 1200 de hughenoți care au fost măcelăriți la amboaze? Căile lui Dumnezeu nu aveau niciun sens pentru Filip, dacă într-adevăr aceste căi erau ale lui. Reîntorși acasă la locuința Bene, capul familiei și băieții s-au așezat într-o curte înconjurată din trei laturi de zidurile groase de piatră ale impunătoarei case. Dintr-un izvor ieșea apă rece, gâlgâind din gura unui pește de piatră. Fântâna familiei. O să așez astea la răcoare, a spus Sophie, punând câțiva pepeni în fântână. Se opri pentru o clipă, se uită la cei trei bărbați și apoi se întoarse la bucătărie. Împreunându-și mâinile, Filip luă niște apă rece și o picură pe o zgârietură de pe picior. Se strâmbă la senzația usturătoare, dar apa îl făcea să se simtă mai bine, așa că își întinse ambele picioare și scoase un oftat. Moris părea că nu se poate opri din surs. Chiar arăta vraiște, ținând o halcă de carne crudă de taur ca pansament peste ochiul stâng, inflamat și cu buza de jos umflată de două ori cât mărimea ei normală. Și totuși surâdea. Mângâindu-și barba triunghiulară, tunsă cu precizie și mustața, domnul Bene se așeză într-un scaun din ele și dădu aprobator din cap înspre băieți. Ce s-a întâmplat astăzi ar fi putut avea un cu totul alt final, spuse uitându-se la Moris și la Filip. Înțelegeți asta, nu-i așa? Filip în cuvință încet. Cred că da, spuse Moris, cuvintele rostogolindu-se greoi pe buza sa umflată. Dar din fericire nu a fost un alt final.
De acord. Din fericire nu a fost, a concluzionat tatălui. Dumnezeu și-a scăpat azi copiii de dușmanii bisericii. El a ales în mila lui să vă folosească pe amândoi în această salvare. Dar nu uitați niciodată ceva. Căile lui Dumnezeu sunt o taină pentru noi. Astăzi el și-a întins mâna pentru a ne proteja. Se opri, ascultând sporovoiala și râsul soției sale, a lui Sofie și al copiilor mai mici din casă. Pentru asta sunt cu adevărat recunoscător. S-a plecat înainte, ochii săi cântărindu-i pe fiul său și pe Filip cu seriozitate. Dumnezeu nu face asta întotdeauna, a continuat. El nu are vreo obligație în această privință. El nu a făcut asta în 1512 în Paris, când primul membru al bisericii noastre, persecutate, a fost condus către o moarte dureroasă pe rug, pentru credința lui în prea iubitul nostru Salvator. Făcu o pauză. Și au fost mai mulți de atunci încoace. Domnul Bunet deveni tăcut pentru o clipă. Ochii se îngustară. Și vor fi mult mai mulți alții, adăugă. Atingându-și ușor o vânătaie de pe cot, Filip înghiți cu greu. Astăzi fusese un taur lăsat liber în timpul unui serviciu religios, cel care cauzase vânătăi și răni unei duzini de băieți. Dumnezeu nu este animalul nostru de companie, reluă domnul Bune, pe care să-l putem conduce cu o lesă. Trebuie să ne pregătim. El aduce haruri inconfortabile în viața noastră, ca să ne facă mai asemănători cu prea iubitul său fiu, Mântuitorul nostru scump, Iisus Hristos, care a îndurat mari suferințe. Cât de nechipzuit din partea noastră, servitorii lui, să credem că îi suntem superiori prea iubitului nostru stăpân. Încruntându-se, Filip turnă și mai multă apă rece pe pielea zgâriată. Nu era sigur că înțelesese ceea ce încerca să spună domnul Bune. Mai multe întrebări îi invadară mintea. Dacă știau că a fi hugenoți va aduce în cele din urmă mânia regelui, foc, săbii și ciocane, poate chiar un război fățiș, de ce stăruiau? De un lucru însă era Filip sigur că l-a înțeles. Dacă treburile continuau așa în Franța, în curând vor fi mai mult decât o mână de barbari călare care să dea drumul în biserică unui taur și va fi mai mult decât mușchi zvâcnind de durere, mai mult decât câteva zgârieturi și vânătaie.